Bună seara și bine ați venit la o nouă ediție de Atac Târziu, târziu de tot, pentru Neric, Racing Update, sunt Horia Țoțu. Avem astăzi un invitat deosebit de special și e deosebit de special din multe puncte de vedere. Dar înainte de a-l prezenta și vreau să-i fac o prezentare deosebită, aș vrea să-i prezint și pe coprezentatorii, uite, o grămadă de prezentări în seara asta. Așa că o să începem în forță cu Florin Ion, care e cu noi ca de obicei. Salut, Florin! Salut, Horia, bun găsit tuturor! Și să-l prezentăm și pe Vali Porcișteanu, pe care tocmai îl observ în antecameră. Salut, Vali! Ceau, salutare tuturor! Vali, iar ești în deplasare. Ce mai? E bine? Da, da, Vali, tu ai sărit peste problemele astea cu verificat de microfoane, de asta ești direct în live. Da, direct, am zis că merge, trebuie să meargă. Tehnologia ne ajută. Dar de ce ești cu masca aia? Pentru că nu sunt singur în încăpere și trebuie să respectăm... Prevedere, am da? Înțeles. Am înțeles, Vali, e în regulă. Nu știu dacă tu aici, nu se vede. Nu știu dacă tu îl cunoști pe invitatul nostru din seara asta. Am vrut să te întreb lucrul ăsta. Păi, nu știu, ia să vedem. Hai să-l băgăm întâi. Așa, bun. Hai să vedem despre cine e vorba. Este vorba despre, cred că ar trebui să-l las pe Florin să facă prezentările, dar o să mă încume totuși eu. Este vorba despre unul dintre cei mai importanți comentatori de motorsport din România și colegul lui Florin de la DigiSport. Mai mult decât colega, aș putea spune, sunteți prieteni foarte buni, nu, Florin? Și de ceva vreme și oarecum rudiți, dacă vrei. Uite, cu atât mai mult. Da. O persoană pe care toți urmăritorii de sport cu motor o cunosc și pe care eu o respect în mod deosebit, e vorba despre Antal Putinică. Bună seara, Antal! Salut tuturor! Salut, Vali! Salut, Florin! Salut, Horia! Salut, salut! Salut! Salut. Antal, mulțumim frumos că ți-ai făcut timp să vii la noi în emisiune. Nu ești o persoană care stă degeaba, ești o persoană foarte ocupată, așa că apreciem gestul și sperăm ca cei care ne urmăresc să îți adreseze întrebări legate de sport cu motor, de, nu știu, viața ta, despre cine e omul Antal Putinică până la urmă, nu? Să nu mă întrebe ce am făcut astăzi, pentru că a fost foarte mult de lucru prin curte și de aceea m-am temut că o să fiu destul de obosit în seara asta, dar să știi că m-a prins ideea, m-a prins invitația ta, îți mulțumesc, sau vă mulțumesc tuturor că văd că sunteți un trident în forță și chiar, uite, o experiență pe care n-am făcut-o niciodată până acum, trebuie să mă mărturisesc, e pentru prima dată când sunt într-un live din acesta cu mai multe persoane. Am mai făcut în interes de servicii, conferințe, videoconferințe și tot așa, dar niciodată la modul acesta direct interacționând cu publicul. Singura interacțiune a fost cea pe care o fac cu Florin din studio Grila ăsta. Și cum funcționează asta între voi? Cum e mecanica? Am povestit înainte de a intra în direct, care e noua mecanică din cauza de COVID? Până la mecanica asta de COVID, uite, spuneai că mai devreme îmi propusez cu Florin mai multe lucruri. Da, avem două pasiuni mai nou împreună, pe lângă motorsportul și o pasiune mai micuță și plină de suflet și viață. Băiețelul lui, bineînțeles. Și mecanica, cum să fie? S-au cam schimbat lucrurile. S-au schimbat lucrurile, voi știți ce mai bine lucrul ăsta și Vali la fel. Mai ales că e pregătit pentru momentul de față. S-a dat totul peste cap și pe circuite și în afara lor și în instituțiile care promovează radio, televiziune și așa mai departe. Nu prea mai avem doi voi în cabină și chiar îi spuneam lui Florin acum vreo 2-3 săptămâni, pur și simplu mi-e dor să mai comentez cu el pentru că nu prea mai am cum să comentez cu el, suntem singuri în cabine. Și s-a întâmplat în weekendul acesta, s-a mai întâmplat de vreo 3 ori anul acesta să comentăm în paralel, el MotoGP, eu Formula 1, în cabine alăturate și ne auzim unul pe celălalt când sunt momente mai fierbinți, fie în antrenamente, fie în calificări sau curse. Știi? Florin, ți-e dor și ție de Antal, nu? Probabil. Categoric. Noi suntem împreună de 10 ani. Am început în 2011, am gândit împreună emisiunea pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, încă o realizăm, încă ne implicăm în emisiunea asta și cred că o să mai stăm câtva timp împreună, 2-3 ani cel puțin, poate și mai mult. Suntem de ceva vreme împreună, nu știu dacă începutul a fost chiar unul fantastic sau cum să-i spun eu, dacă s-a sudat cuplul ăsta chiar de la început, de la primul nostru contact, însă odată cu trecerea timpului ne-am și obișnuit cu unul cu celălalt, am început să ne și înțelegem, să ne și citim unul pe celălalt. Facem asta de foarte mult timp și n-am făcut doar Formula 1, am comentat și Moto la un moment dat, puțin, dar am comentat și Moto, am comentat vreo câțiva ani de zile și DTM.
Am comentat în ultimii ani și serii suport, Formula 2, Formula 3, GP2, când era caz. Așa este, să nu uităm corect, sporturi americane foarte mult, în 2-3 ani de zile. Sunt la ora asta târzie, mi-aduc aminte de ora 8 seara, duminică, Montreal, când ne-a prins 12 noaptea, cursa aceea, în 2011, exact. Parcă? 2011, da, era și Mihai între noi, Mihai Marinescu era între noi, eram trei în cabină la momentul respectiv. Tot ce vremuri. Și am stat până, da, exact, stăteam către miezul nopții. El încă era implicat în sportul cu motor din postura de pilot, acum nu mai e cazul, se ocupă cu altceva, tot în sportul cu motor. Da, absolut, și voiam să te întreb, Antal, dar există și momente când vă scoateți din sărite sau nu prea? Sunteți mereu așa pe aceeași încercare? Cu Florin... Știi, câteodată chiar mă întrebam de ce putem, sau mă rog, de ce comentăm atât de bine împreună. Nu am găsit nicio explicație. Pur și simplu, ne-am potrivit în prima, avem același ritm, avem aceeași densitate a vorbelor. El este super pe partea de statistică și date vechi, nu-l contrazic niciodată. Eu mai vin cu niște update-uri pe zona de inginerie și aerodinamică și cam asta este. În rest, nu știu, parcă... Totul vine de la sine. Exact, ne simțim unul pe altul. Uite, avem și o primă întrebare. Da, pot să completez. Imediat cu întrebarea, imediat, da. Și îmi cer scuze față de cel care ne-a scris. Cred că se întâmplă să vorbim amândoi foarte mult. Eu vorbesc foarte mult și trebuie să recunosc chestia asta. N-am ce să fac, așa este. Vorbesc foarte mult. Pe de altă parte și Antal. Nu este genul care să stea în defensivă, să stea să asculte și lasă-l pe ăla să vorbească. Se bagă și el în discuție. Și chestia asta funcționează foarte bine. Și datorită lucrului ăstuia. Cred că ne înțelegem atunci când intrăm împreună în cabina de comentarii. Bine, acum, cum să zic, eu vă spun ce se aude. Se aude și că vorbiți și lucruri pertinente, în sensul că te poate și contrazice unul care n-are argumente. Dar voi, de câte ori aveți vreo discuție mai aprinsă, mereu oamenii învață ceva din asta. Să știi, deci, că asta cu contra... Eu niciodată nu am contrazis pe nimeni, pentru că este firesc, mai ales în momente fierbinți de live. Fiecare să aibă părerea lui. Ulterior ne dumirim dacă am avut măcar vreunul dintre noi dreptate sau dacă am fost cât de cât pe fază. Pe live, cumva, și experiența asta de ani de zile de comentariu, la început nu prea mi-asumam chestii de genul eu cred că s-a întâmplat asta sau cred că ar putea să se ia următoarea decizie într-un anume caz, atunci pe loc. Dar de vreo 3 ani am început să fac lucrul acesta și ghiși ce? De cele mai multe ori, chiar acum, în cursă, s-a întâmplat ca Michael Masi să ia o decizie la fața locului după ce eu am spus că era clar ca bună ziua că s-a întâmplat lucrul respectiv. Adică regulamentul, și Vali aici poate să confirme acest lucru, nu e ca în armată, e scris într-un fel și le interpretează fiecare cum crede. Este unul singur. Eu nu înțeleg de ce atunci când se întâmplă încălcări de regulament flagrante, mai există această perioadă, hai să ne întâlnim, hai să luăm telemetria, hai să vorbim, când nu ai nevoie de acele lucruri. Da, din nefericire, deși regulamentele sunt clare și Vali cred că poate să confirme treaba asta, nu întotdeauna oficialii le interpretează în același fel ca participanții. Da, și situații similare... Partea cu telemetria tu știi. Bine, cu telemetria e altceva, da, corect. Dar uite, ca să introduc totuși întrebarea lui Alex Domșa, care ne-a spus de ce stau Vali și Horia cu mască. Știi? Eu nu eram cu mască, eram doar cu barbă. Da. Eu cred că a fost o glumă asta, dar foarte, foarte mică. A fost bună. A fost bună, da? Așa? Da, ne-am distrat. În legătură cu... Bună seara, Florin, și bună seara tuturor celorlalți care ne urmăresc. În legătură cu treaba cu telemetria, în Formula 1 e foarte mișto dacă ai acces la toate gadgeturile astea pe care ei le pot folosi, știi? Noi în competițiile de suport n-avem telemetrie în timp real, adică vine băiatul cu laptopul, bagă cablu și scoate datele după ce se întâmplă lucrurile. În Formula 1, lucrurile pe care ăia pot să le vadă și să le controleze de acolo sunt absolut fabuloase și au acces și oficialii la ele. Și din motivul ăsta, Antal, eu câteodată nu înțeleg, cum spui și tu, de ce, cum e posibil ca oficialii ăia să nu ia niște decizii pertinente când ei au toate informațiile astea în timp real. Corect. Uite, Vali chiar poate să mă lămurească dintr-un punct de vedere. Ce s-a întâmplat în calificări? Acum mă rezum un pic la Formula 1 și după aceea vorbim de MotoGP. În Formula 1, în calificări, s-a întâmplat următorul lucru. Sesiunea de calificări împărțită în trei secvențe. În prima secvență, la un moment dat, cineva este în decor, da, Nick Latifi,
Stea Galben, erau ultimele secunde din acea secvență, un pilot încetinește, respectă steagul galben și implicit nu face tur de calificare pentru mai departe în secvența următoare, alți doi piloți nu încetinesc, trec pe steag galben, își corectează rezultatul pe tur, fac pasul în Q2, în timp ce bietul Kevin Magnussen, nordic, așa a fost educat, așa a fost învățat să respecte regulile, mi se pare firesc să fie frustrat. Păi degeaba îmi spui mie ulterior că acei doi piloți au încălcat regulile și că vor fi penalizați pe grilă, pentru că mie mi-ai tăiat odată, cum să spun, dorința de a fi corect. Exact așa a spus Kevin Magnussen, astfel data viitoare voi face și eu la fel. Pentru că nu are sens, nu pedepsești neapărat infracțiunea, pedepsești mai degrabă gestul sau gândul din spatele infracțiunii. Respectivii piloți trebuiau sancționați drastic, nu cu anularea timpului pe turul respectiv. Pentru că i-au încălcat flagrant, au primit 3 puncte pe licență. Bun, ok, poate astea vor conta la un dat când se vor strânge 12, dar gestul rămâne și mai departe. Piloții care sunt în cursă, în momentul de față, care vor evolua în etape de Grand Prix, când vor vedea steag galben, vor merge înainte. Lasă că îmi spune după aia, vedem ce se întâmplă. Îmi dă 2 locuri pe grilă, poate din Q1 ajung din Q3, îmi dă 3 locuri pe grilă, oricum sunt mai bine clasat decât dacă aș fi pierdut turul respectiv. Și chestia asta poate fi un problem ulterior. Din nefericire, problema asta cu steagul galben e o chestie care nu se va rezolva până nu există o reglementare aplicată universal, pentru că de multe ori există, e aplicată arbitrar cumva. Și nu spun neapărat că o fac cu răutate oamenii sau că există vreo direcție dată de cineva. Băi, pe ăsta trebuie să-l penalizăm și pe ăsta nu. Dar din nefericire, totul e aplicat de oameni, știi? Sunt de acord cu tine, dar când este steag galben pe un sector din 3, pe turul de circuit, iar un pilot care este pe tur în momentul respectiv trece prin zona steagului galben și își corectează recordul pe tur, păi nu trebuie foarte multă facultate să dai seama că băiatul ăla n-a respectat sectorul galben. Așa e, mai ales că dacă stăm să ne gândim, ei trec prin formulele astea inferioare unde învață lucrurile astea și acolo este foarte strict modul în care se aplică. Norris, spre exemplu, era să-și piardă licența în Formula 4, fiindcă înainte de Formula 4 a făcut Gineta și în Gineta a avut un an nebun în care s-a lovit cu aia, i-a depășit, i-a scos afară. În fine, avea băiatul 8 puncte pe licență când a intrat în Formula 4 și în Formula 4 a fost penalizat pentru depășire pe steag dublu galben, adică 4 puncte pe licență și i s-ar fi luat licența, ceea ce înseamnă că un an de zile stai pe tușă. Și au adus un fost oficial care acum e un fel de avocat pentru problemele cu FIA și omul care a fost oficial cu ei, se știa cu ei, a făcut un apel, au discutat între ei și până la urmă l-au iertat pe Norris. Altfel, crede-mă, nu auzeam de el în Formula 1, fiindcă sărea cel puțin un an. Sunt de acord. Acele lucruri totuși în Gineta probabil avea cât 14 ani, 15 ani. Da, 14 ani, da. Sunt cumva de iertat, ești la început, ești tânăr, mult prea tânăr, vrei să câștigi, toți în jurul tău fac la fel. Lando Norris mi-a ajuns în Formula 3, era cel mai cu minte dintre ei, adu-ți aminte, Florin? Așa e, da. Probleme avea în jurul lui, cu toți piloții care mai de care dădeau în el. Nu, așa sunt învățați, ei au ego, ei toți trebuie să termine primii, deși unul singur termină primul. Dar acum, în Formula 1, deja ești un exemplu, deja te văd o lume întreagă, deja lucrurile sunt puțin mai complicate, puțin mai consistente. Rămâne ceva după tine și nu ar trebui să rămână tinichele de genul acesta. Mai ales că mi-aduc aminte, a fost odată un pol al lui, și aici Florin trebuie să mă ajute, Nico Rosberg, parcă au ținut polul pe steag galben, nu? În urmă cu, parcă în 2016. A avut un pol pe steag galben. Da. Și cred că era în Monte Carlo, în principat, pe circuitul stradal. Și a rămas polul. Nu prea ai cum să faci pe steag galben. Adică... Și dacă ar fi pista, acum a plouat și s-a uscat în 3 minute, poate, cine știe, zici că două sectoare au constat în rezultate senzaționale și astfel încât ai putut compensa acel steag galben. Dar, nu știu, a început să fie încălcat din ce în ce mai mult. Nu a fost cursă sau weekend de Grand Prix în Formula 1 în acest sezon în care să nu se fi întâmplat ceva. S-a dat drumul comisarilor să curețe pista, mașinile erau pe circuit. S-a întâmplat etapa trecută la Imola. S-a dat drumul calificărilor în timp ce o macara căra o mașină, cred că al lui Romain Grosjean. Da. Se poate ceva.
Da, din nefericire, astea sunt și greșele ale personalului de la circuitele respective. Pentru că, deși Formula 1 vine cu stewards, vine cu oficialii de cursă și așa mai departe, oamenii de pe circuit, propriu zis, marea majoritate sunt angajați la circuitul respectiv. Și dacă vorbim despre Imola sau locuri de genul ăsta, în care n-a mai fost Mugello, dacă vrei, n-a mai fost Formula 1 acolo de foarte mult timp, ei nu sunt la nivelul ăla la care trebuie să fie. A fost cumva și un pic de cârpeală anul ăsta. Dacă e să o punem între ghilimele așa. Ia uite ce zice Matei Ghiban Vali despre tine. Zice că Vali și Formula 1 e ca slick-ul pe ud. Bine, nu Formula 1, circuit în general, că na, asta e povestea. Dar da, hai să nu-l băgăm în PCR și în alte de astea. Da, s-a întâmplat și la noi o chestie la coastă unde mai sunt steaguri. Și au fost steaguri roșii la fiecare post, cred că au fost vreo 3 repetate. Și piloții nu le-au văzut, că n-au fost aruncate în drum, erau lângă drum și ei se uită în altă parte, nu se uită la steaguri. Poate așa s-a întâmplat și acolo, nu l-au văzut, domnule, nu s-au uitat unde trebuie. Corect. Dar Vali, voiam să te întreb, și tu ai avut niște experiență pe circuit, nu? Totuși, parcă. Nu mai vrei iar să ne repetăm? De ce nu-i povestești lui Antal, că poate el nu-i la curent, uite, cu activitățile tale. Da, sigur o să zic că am procedat foarte bine, dar nu era steag, era panou drive-thru. Da, dar de ce ți s-a dat ție drive-thru ăsta? Pentru că tăiam o șicană destul de mult și destul de repetat, până când mi-a zis, bă, băiatule, mergi mă cu ea, nu mai tăia. Și am zis, ok. Asta a fost interpretarea lui Vali când i-au zis să ia drive-thru, că să nu se mai chinuie cu șicana, să treacă prin ea. Că... și a început să o taie și mai flagrant, moment în care... Nu, m-am potolit, deci n-am mai tăiat nimic. Dar nu înțelegeam de ce nu mai arătai în continuare. Bă, frate, gata, am înțeles, nu mai tai, lasă. Uite, Florin, Nicu Iordăcheanu te corectează ușor, zice că steagul galben cu Nico Rosberg în 2014, iar în 2016 Ricciardo a fost în pol la Monaco. Eu țin aminte că în 2016 se mai întâmplă. În 2014, acum e și greu, știi cum? Eu mă tem de un singur lucru, de exemplu, pentru că mă gândesc, știi, bă, ți se poate arunca genul acesta de dată, pentru că momentul de live nu prea poți să-l verifici și da. Este foarte greu să-l iei de bun când nu ești sigur nici pe ce ai spus tu. Și mai bine... Corect. Antal, ai spus că putem vorbi un pic și despre MotoGP. Uite, prietenul nostru Florin, da, care vă urmărește și pe voi foarte atent la MotoGP acolo, te întreabă pe tine cum vezi sfârșitul de sezon în MotoGP anul ăsta. Sper să nu se fi întâmplat deja. Nu mai știu cum e situația în Portimao. Se mai ține sau nu cursa acolo, Florin? Da, se ține, se ține. Se ține? E ok. Asta e un lucru bun. Da, da, da. Da, situația din sezonul acesta cred că a fost cea mai frumoasă poveste care se putea întâmpla. Câteodată n-ai cum să nu te gândești. Cam asta cred că s-ar putea întâmpla și în Formula 1 dacă nu ar fi Lewis Hamilton. Să zicem dacă Lewis Hamilton în sezonul acesta, nu vreau să-i doresc răul, Doamne ferește, ar fi avut COVID, s-ar fi lipsit 4-5 curse. Da. Era un butoi cu pulbere. Sub el, situația e foarte echilibrată. Sunt mulți piloți acolo care ar fi simțit sânge în apă și s-ar fi năpusit ca pe victorie. Și, dar cu Lewis Hamilton e foarte greu. Lewis Hamilton în momentul de față nu are o echipă, sau nu are numai echipa foarte puternică în spate. Deci a ajuns într-un nivel de concentrare, abordare și... joc strategic, mult peste, nu se poate compara nimeni cu el. Sunt piloți mai rapizi decât el, Charles Leclerc, Max Verstappen, câteodată și Valtteri Bottas. Sunt piloți instinctuali mai buni decât el, care la prima citire pe circuit merg foarte bine. Vezi inclusiv Kimi Raikkonen la 41 de ani. Da. Și totuși, cel care face, care își face temele de-a lungul weekendului, de-a lungul cursei, cel mai bine comunică perfect cu echipa și mai apoi aplică deciziile luate mot-a-mo, este Lewis Hamilton. Absolut, și chiar mă gândeam din punct... Cred că și Sergio Perez. Din câte am înțeles, echipa l-a chemat și pe el la boxe și Sergio Perez a spus nu. Diferența care a fost. Lance Stroll era primul, Sergio Perez al doilea. Lance Stroll a trecut pe la boxe, a terminat pe 9, Sergio Perez pe 2. Chiar vorbeam despre treaba asta, nu mai știu la ce calificări ne-am uitat pe timp și am văzut că Hamilton nu a făcut cel mai rapid timp în Q3. Cel mai rapid timp a fost făcut de Bottas în Q1.
dar Hamilton a avut o progresie clară de la fiecare, de la Q1, Q2, Q3, iar Bottas n-a mai reușit în Q3 să-și egaleze timpul reușit în Q1. Și în contextul ăsta e exact cum spui tu, Hamilton și-a făcut temele, a progresat la fiecare nou set de gume, că până la urmă asta e, trei calificări sunt trei seturi de gume, nu? A progresat la fiecare set de gume, cel puțin trei, în timp ce Bottas... Exact, în timp ce Bottas a rămas cu timpul făcut pe Q1, știi? Din punctul ăsta de vedere, clar, Hamilton a fost o clasă peste. Alții au făcut și ei pași în față în fiecare sesiune de calificări. Q3 față de Q2 și față de Q1. Mă refer și la Leclerc, la Verstappen, dar n-au ajuns niciodată la nivelul ăla la care erau Mercedes, știi? Leclerc nu cred. Leclerc a fost acolo de la bun început până la sfârșit, la fel și Sebastian Vettel. Max Verstappen a pierdut polul pentru că a ascultat echipa. A pus... Nu mă refer la ultima cursă acum. Cred că vorbim despre... Da, nu, a fost o... Îmi pare rău că nu mi-amintesc. Cred că Imola a fost. Era vorba strict despre calificarea respectivă, știi? Pe Imola Bottas a fost cum a fost versat până acum, pe ultima cursă, pe Istanbul Park. Da. Ți-a vineri, sâmbătă și când a fost vorba de grilă și de Q3... Avem surprize. Vine Hamilton foarte aproape, care Hamilton era absent la început. Da, exact. Ia uite, încă o întrebare pentru Florin de data asta. Maxi întreabă, cum vezi situația aia Yamaha, Florin? Vina piloților sau uzinei sau poate echipei tehnice? Să știi că am citit destul de mult pe subiectul ăsta și părerile acolo sunt împărțite. Rossi, care... cred că știe mare parte ce spune și care a pilotat destul de mult pentru Yamaha în ultimii 15 ani, invocă faptul că problema a început în momentul în care Michelin a devenit furnizor de pneuri la MotoGP în 2016. Dacă te uiți într-adevăr pe rezultatele Yamaha, acolo se pare că o problemă. 2016 și continuă în 2017, vine până în 2020. Anul ăsta, legat de Yamaha, mai e o problemă. Ei au încercat să modifice puterea motorului, să mai scoată ceva din motorul respectiv. Din păcate pentru ei, plusul ăsta de putere nu s-a mulat cu noua optică Michelin, care a adus, producător francez care a adus în MotoGP un nou pneu pentru spate. Înțeleg că și asta este una dintre probleme. Puterea sau surplusul de putere nu se mulează pe cerințele noului pneu spate, lucrează foarte bine Suzuki în conceptul respectiv și ăsta a fost un avantaj pentru constructorul Suzuki. Yamaha are șanse foarte mici să rezolve problema pentru 2021 în condițiile în care dezvoltarea este înghețată. S-au uitat japonezii la un lucru. Au vrut să ia motorul din 2020 să-l pună pe cadrul din 2019. Toți cei patru au spus că ar fi o bună idee să se revină la specificații de anul trecut. Yamaha să concureze în 2021 cu modelul din 2019, folosit, să spunem, de Frankie Morbidelli, deși și Morbidelli are câteva update-uri, dar Morbidelli, iată, poate să încheie sezonul pe locul al doilea, să fie cel mai bun pilot Yamaha cu un model din vechea specificație. Ceilalți trei s-au gândit să se întoarcă la modelul de anul trecut. Din păcate nu se poate chestia asta, nu se poate lua noul motor și nu se poate pune pe cadrul vechi. E o chestie de concepție, anul ăsta e modificat airbox-ul, e modificat admisia, sunt lucruri care nu se mai pupă. Și Yamaha va continua cu specificația 2020 și anul viitor, ceea ce înseamnă iarăși un mare handicap pentru japonezi. Asta să fie un alt sezon ratat. Fac și eu o paranteză aici, fiindcă am un prieten care lucrează la Yamaha, așa cum știm. Și, Manu Aboi. Asta în contextul în care KTM angajează oameni din Formula 1 și lucrează în tunelul aerodinamic, Yamaha se gândește să folosească ciclistica din 2019 în 2021. Și cam asta cred că spune tot referitor la modul în care se mișcă Yamaha înainte. Ba mai mult, îmi povestea Manu de ună zi că mai sunt și alte probleme de concept de uzină acolo la Yamaha referitor la... Îmi dădea un exemplu cu evacuarea. Spunea, băi, știi că atunci când vine o evacuare nouă, noi o punem pe motocicletă și o testăm. Că ne gândim că o trimit ăștia de la uzină, au făcut un research și există niște motive pentru care vor să testăm evacuarea asta. Ei bine, nu. Ce pur și simplu ne trimit 20 de evacuări de astea în timpul anului, la care se gândesc mai mult probabil acum arată decât ce efect au, care nu fac niciun fel de aport tehnic. E adevărat. Pur și simplu am mers cu aia prima.
Am încercat să dezvolt subiectul ăsta și dar n-am avut timp pentru că nu era momentul cu Suzuki. Suzuki și alți producători din zona respectivă, din Japonia, au gândit, Honda în speță și Suzuki, au gândit o echipă de teste dedicată Europei. Yamaha a rămas cu o echipă de teste care funcționează doar în Japonia. Kotsuki Akio și sau nu mai știu cine este, Nakasuga, sunt piloți de teste, dar care lucrează doar în Japonia. Ei dezvoltă motocicleta asta sau, nu știu, testează motocicleta pe circuite japoneze, în special la Motegi, că acela este circuitul de Grand Prix. Chestie care, sau informație care e obținută la fața locului, nu prea se pupă cu ceea ce au ei nevoie în Europa. Mai ales că anul acesta s-a concurat în mare parte, cred că exclusiv în Europa. Am avut doar etape europene. Da, da. Japonia, Yamaha are în continuare o echipă de teste care funcționează doar în Japonia. În condițiile în care Suzuki s-a mutat cu echipa de teste în Europa, l-a angajat pe fostul campion mondial de Superbike pe Silvan Ghintoli. Honda la fel și a mutat cartierul general în Europa. Are cartierul general în Italia și funcționează cu echipa de teste cu Stefan Bradl în Europa. E un mare câștig pentru acești doi producători. Yamaha e totuși blocat acolo, în țara de origine. Da, e și asta o problemă, evident. Și cred că toată mecanica MotoGP a fost dată peste cap ca organizare, vreau să spun, de treaba COVID-ul, poate mai grav decât Formula 1, fiindcă în Formula 1, cum zici și tu, Antal, e o mașinărie bine unsă, care poți practic e plug and play. O iei și o pui pe circuitul ăsta, pe circuitul ăsta sau dincolo. La moto contează mult mai mult cum se simte pilotul pe motocicletă decât cum se simte motocicleta pe circuit, știi? Da, corect. E, din punctul de vedere, mai simplistă, aș putea spune, abordarea Formulei 1. Are nevoie probabil de o zi ca să muleze tot și pe un circuit pe care nu a mai fost până atunci. Dar chiar vreau să te întreb, Antal, scuză-mă că te întreb. Cum vezi treaba asta cu un singur antrenament liber pentru Formula 1? Mi se pare genial, sincer. Eu aș vrea 25 de weekend-uri de Grand Prix, cel puțin, cu două zile și cu triple headere, pentru că e modalitatea cea mai eficientă, dar triple headere, weekend-uri consecutive, câte trei weekend-uri, localizate. Mergem într-o zonă și ne mutăm foarte puțin de acolo-acolo. E mai bine pentru toată lumea și au timp de respiro și oamenii ăștia, pentru că tu știi cel mai bine. Sunt oameni care nu apucă să stea. Cei care desfac și care refac tot ce înseamnă boxă, tot ce înseamnă, mă rog, motorhome și mai departe de cazul. Să știi că nu cred că se pune destul accent pe oamenii ăștia, care, pe mecanici și pe ingineri și așa mai departe, care, știi, ca pilot nu zic că e ușor, dar ca pilot ajungi la circuit, ai treabă în mașină două ore, sau dacă ai două ore, știi, după care te duci în motorhome și dormi până te cheamă ăia, că aveți o ședință sau ceva. Ori, așa cum spui tu, oamenii ăștia alți, în general, nu prea au timp de stat și cred că... Și plus două zile, o manșă de antrenamente, una de calificări și o cursă, da. Două zile, mi se pare și soluția e perfectă pentru ca să nu permiți unor echipe mari care au o echipă, care au un team de strategi care este foarte bine pus la punct, să-și ia date și să aibă 24 de ore în care să încerce ce le trece prin cap. Exact. Pentru că asta face Mercedes. Vineri fac toate prostiile din lume. Sâmbătă acord film și după aia rup. Unde am fost în două zile, nu a fost atât de simplu pentru ei. Așa e, ai dreptate. Da. Și mâna pilotului și feeling-ului. Uite, avem o întrebare și în legătură cu motoare, dacă tot vorbim despre Formula 1. Matei Ghiban, prietenul lui Vali Porcișteanu, ne întreabă ce se întâmplă la Ferrari și cum vedeți problema din punctul ăsta de vedere cu motoarele. Care din probleme? Cu motoarele, zice mai ales Matei, dar eu cred că... Multe probleme acolo și motorul nu cred că este problema cea mare în momentul de față. Pentru că ne-am tot concentrat pe acest power plant, aș putea spune, că deja vorbim despre o inginerie uriașă acolo, care dă kicks. Într-adevăr, la începutul sezonului a dat kicks pentru toate echipele. Vezi că nu mai este chiar așa. Alfa Romeo a reușit, prin aerodinamică, prin înțelegerea modului în care funcționează acest power unit, să aibă rezultate. Și ce rezultate au? În ultimele două Grand Prix-uri au rezultate aproape istorice. Absolut. Are nevoie de noroc, are nevoie de șansă. Ok, ținta, golul Ferrari este altul decât golul celor de la Alfa Romeo. Poate și presiunea asta își pune cumva cuvântul. Și faptul că este evident pentru toată lumea în momentul de față, Vettel nu își mai dă interesul, dar nici Ferrari
nu mai creează mașini, nu mai ascultă atunci când construiește, când pregătește mașina pentru fiecare Grand Prix în parte. Se duc numai pe Charles Leclerc. Și această ruptură între piloți este percepută ca o ruptură, ca un punct în minus pentru Ferrari. Asta îi spuneam și lui Florin, revenind la ce vorbim mai devreme. Când sunt doi în comentariu, de exemplu, de asta nu e foarte inspirat să te contrazici unul cu altul. Pentru că știi ce se întâmplă, indiferent cine spune o prostie sau nu, ești perceput la comun. Așa se întâmplă și cu Ferrari. Dacă Vettel merge prost, Ferrari merge prost. Nu, dacă ne uităm la Charles Leclerc, nu întotdeauna. Din contră, Charles Leclerc a reușit să facă niște lucruri cu Ferrari care păreau imposibile. Și aici mi se pare că Charles Leclerc a început să fie pilotul de care are nevoie Ferrari. Din păcate, nu știu dacă vor avea și mașina necesară pentru 2021. Iar cât timp este acolo la Mercedes și nu numai lui Hamilton, pentru că este o matrice acolo. O matrice care funcționează perfect. Avem un Lewis Hamilton, o avem pe Angela Callan, îl avem pe Toto Wolff și așa mai departe. Da, bine. Din rotițele astea vine unse. Dacă dispare, probabil angrenajul va începe să intre în sincopă. Dar până atunci este imposibil de bruiat în vreun fel. Da, din punctul ăsta de vedere, cred că e clar că odată ce nemții de la Mercedes au început să funcționeze într-un ritm corect și coerent, e foarte greu să-i prinzi din urmă. Și poate cu noile reguli lumea speră că lucrurile astea se vor schimba, dar au timp și ei să se ocupe între timp, știi, de toate lucrurile astea. Și gândiți-vă că anul trecut Mercedes și-a permis lucrul de a începe mult mai devreme dezvoltarea monopostului pentru 2020, nu mai devreme decât concurența, în condițiile în care Ferrari a încasat lovitura pe final de 2019 și a fost pusă în fața faptului împlinit. A trebuit să oprească dezvoltarea motorului. Avantajul Ferrari pentru anul viitor, dacă poate fi numit un avantaj, este că dezvoltarea motorului nu este înghețată. În Formula 1 e înghețată doar dezvoltarea ceea ce înseamnă aerodinamicii. Vor fi câteva elemente noi, o podea nouă, de fapt o podea modificată, un difuzor modificat de asemenea, însă motorul poate fi dezvoltat. Diferență mare față de MotoGP, unde dezvoltarea propulsorului este înghețată. Se poate lucra la motocicletă, la aerodinamică, la carene, la chestii de genul ăsta, la amortizoare și așa mai departe. Dar dezvoltarea motorului în MotoGP este înghețată. În Formula 1 nu se întâmplă lucrul acesta. Și poate că Ferrari recuperează, însă spuneam și mai devreme. Deocamdată nu se pot pune cu cele de la Mercedes care au continuitate. Mercedes an de an își permite să înceapă dezvoltarea atunci când vor. Dezvoltarea noului monopost. Vă spuneam, anul trecut au început mult mai devreme decât ce au propus și au încheiat mai devreme, permițându-și să-și facă și niște teste suplimentare pe calculatoare, în tunelul de vânt și așa mai departe. E foarte greu să te pui cu ei. Ne uităm ce s-a întâmplat din 2014 și până în prezent. Au 7 titluri la constructori, 6 ale lui Hamilton. Unul singur pentru Rosberg. Da, din punctul ăsta de vedere, cum să zic, eu cumva oarecum, Vali, te întreb și pe tine, știu că e o comparație. Nu, e o comparație ușor forțată, dar voiam să-l întreb pe Vali dacă asta se întâmplă și cu Simone Tempestini în România, că are câte 200 de titluri, câte are și Hamilton în Formula 1, are Simone acum în România. 199. Crezi că dacă s-ar schimba de mâine mașinile, spre exemplu, Simone tot primul ar fi sau? Da, pentru că are mai multă experiență, evident. De experiență, da, dar uite, în cazul Formulei 1, spre exemplu, experiența n-aș spune că e neapărat un factor decisiv. Știi că sunt mulți experimentați acolo, adică contează și cum te adaptezi, nu, la materialul de concurs. Între Kimi Raikkonen și Giovinazzi, să știi că întotdeauna merg să-l lăsa pe mâna lui Kimi Raikkonen. E adevărat și asta, da. Dar da, uite, deși... Kimi și Lewis, spre exemplu, pe mâna cu ei merge. Între Kimi și Lewis, acum, în momentul de față? Acum, astăzi, da. La vârstele lor și echipele lor, păi n-ai cum să alegi pe... Nu, să zicem că echipa nu contează, că vorbim doar de experiență aici, nu? Păi dacă îi pui pe aceeași mașină, dă-le o mașină de nu știu, de Formula 2. Nu, eu i-aș pune pe amândoi pe mașina Alfa, știi? Nu, pe Alfa, nu știu, nu cred, nu. Pe Alfa poate Kimi pe Lewis. Asta vreau să spun. Contează și în jurul cui e făcută mașina. Nu are nicio șansă, pentru că, mai ales dacă e și pistă un pic udă, la revedere. Deci nu cred că reușește nimeni să stea la început pe circuit cum stă Kimi. Dar vreau să vorbesc cu Vali. Eu cred că este o diferență și între oameni.
Dar, nu știu, latini în general parcă sunt predispuși pentru soluții extravagante înainte să gândească mai mult cu inima decât cu, decât cu creierul. Și asta cred că e costă pe cei de la Ferrari. Tu te-ai lovit de genul ăsta de oameni? Adică oameni calculați și oameni mai inimoși? Poate prea inimoși? Da. Să știi că și la noi, în partea asta de rally, e foarte important cât de mult te implici. Și cât de mult simți ce faci și cât de mult vrei să-ți dai silința. Dacă ești așa de lăsător, hai mă lasă că așa scrie acolo, facem cum scrie. Nu e tot mai cum scrie. Am avut multe discuții legate de subiectul ăsta. De multe ori, experiența bate partea tehnică și ce scrie în tabel. De exemplu, apare o situație neobișnuită pentru ziua de mâine la tine. Se strânge echipa și cu tine și discutați câteva soluții. Cine are ultimul cuvânt? Cum ajungeți la soluție? Pilotul. Și când e vorba de cauciucuri, alegerea cauciucurilor, întotdeauna pilotul. Vine recomandări, uite, ar trebui ăsta, noi spunem că ar trebui asta. La fel. Da. Ei, uite, tot Formula 1 nu e așa. Înainte de cursă, întâi spun strategii ce trebuie făcut. Bine, știi, Antal, și din punctul ăsta de vedere, cred că pilotul are ultimul cuvânt de spus în momentul în care se decide dacă, spre exemplu, pista e între uscat și ud, slick-uri sau ud, știi? Sau intermediare în caz de Formula 1. Ce ai vrea să faci? Acolo e pilotul își riscă viața, știi? Deci decizia când e la limită așa, ia pilotul. Nu știu dacă e neapărat o decizie de viață și de moarte, dar mie mi se pare că un pilot care are curajul să calce peste ce primește în cască, peste deci, adică cu toate calculatoarele în față, cu toate datele, telemetrie și așa mai departe, tu poți prezice un model despre cum va evolua cursa în ultimele 20 de tururi. Corect. Pilotul spune nu și rămâne acolo. Mie mi se pare de apreciat gestul acesta. De ce? Pentru că el în momentul respectiv își asumă întreaga vină sau întregul merit. Pilotul care intră la boxe, deși, așa cum a făcut Lance Stroll, s-a voietat. Nu, să nu intrăm, să nu schimbăm, dar a intrat și a schimbat. De ce? A pasat vina pe echipă. Dacă se întâmplă ceva rău, echipa e de vină, nu sunt eu de vină. Nu și-a asumat. Perez a rămas pe circuit, spunea că dacă mai ținea cursa 10 km, îi bubuiau pneurile. Nu mai avea nimic, nu mai avea carne de rupt pe el. Vorbeam de slick-uri mai devreme. Era pe slick-uri, nu mai era pe pneuri de ploaie. Bine, aici e și un fel de loterie între uscat și ud, dar în principiu, așa cum spui tu, Stroll e și din generația aia în care oamenii au niște laptopuri acolo cu un motiv, știi? Hai să am încredere cumva în ce zic ei. Pe când Perez e și Horia, te contrazic, să știi? Uită-te la Charles Leclerc și avem exemplul de acum, cred că 2 ani, era la Zauber, era la Interlagos, în Brazilia. Charles Leclerc și-a permis să calce în picioare decizia echipei și a stat pe pistă și a reușit unul dintre cele mai bune rezultate de calificare din carieră. Echipa l-a chemat la boxe, intră, schimbi și te întorci, mai prindea un tur. Leclerc nu, a spus nu, rămân pe circuit și a făcut unul dintre cele mai bune rezultate din sezonul respectiv. Mergea pentru echipa Alfa Romeo, pentru Zauber mi se pare că era la vremea respectivă. Dacă te uiți la Stroll, niciodată n-a avut curajul să dea cu pumnul în masă, să fie genul de pilot cu personalitate. Băi, Florin, nu poți nici să-l compari pe Stroll cu Leclerc, știi? E aceeași generație. Vorbim de generație. E vorba aici de fibra omului până la urmă, știi? Și ori Leclerc, tu știi foarte bine ce fel de pedigree are față de ce pedigree financiar are Stroll. Stroll, prin însuși faptul că tatăl lui conduce până la urmă echipa aia, îți explică că ca și în cazul lui Verstappen, tatăl lui e ăla autoritar care îi spune: băi, ăștia sunt oamenii ăștia puși aici din motivul ăsta, tu n-ai opinii, tu faci ce-ți spun oamenii ăștia. Ori așa, Leclerc, pe de altă parte... Să fie doar pentru moment. Exact, corect. Încrederea se construiește. După încă 2-3 ani s-ar putea ca Lance Stroll să spună facem așa sau facem altfel. Bine, așa, asta în primul sezon, el se simte foarte bine pe ploaie. El are niște condiții preferate. La Monza cu un Williams, acum câțiva ani, a fost în prima linie. Era un copil, avea 18 ani, 19 ani când a venit. Avea 18 ani când a venit în Formula 1. Uite, săptămâna trecută, pe ploaie, condiții grele, circuit necunoscut, a reușit să ajungă în prima linie. A fost pole position. Categoric, știi, odată ce ai o anumită experiență, vine și încrederea. Și cu încrederea, odată ce ți-asumi un risc și ai rezultate, prin și mai multă încredere, știi? Dar la el durează un pic mai mult, probabil. Revin un pic la partea de moto, Florin. Am primit o întrebare interesantă și chiar m-am gândit la tine săptămâna asta în legătură cu problema cu Iannone. Cineva întreba, uite, Alex Domșa spunea: suspendarea lui Iannone echivalează cu sfârșitul carierei în moto? Clar. Categoric, 4 ani. În moto mondial, poate,
Poate da. La... În anduranță. În anduranță se, mai, se putea să mai prindă. Să mai prindă vreun loc. Cum era? Merge pentru echipa poliției din Franța sau cum era? Dar nu mi se pare... Nu știu, n-am văzut exact întregul... desfășurare, da. Da. Nu, desfășurare, știu, dar nu știu dacă... 4 ani totuși, mi se pare un pic de... E ceva în plus acolo, nu știu, poate și un dacă pic se respectă cei 4 ani. Florin, era vorba și de un articol pe care l-am citit noi despre da. Cum s-a desfășurat apelul lui Iannone și de ce s-au dus de la 2 la 4 ani. Se pare că modul în care s-a prezentat echipa legală a lui Iannone n-a fost chiar cel mai fericit. Așa este. Asta e o discuție pe care are și e bine că o facem în 4. Iannone a încercat, eu cred că este vinovat, eu cred că a folosit interzisă, spuneam și în comentariu săptămâna trecută, cu 4 etape înainte de Sepang, înainte să fie depistat pozitiv, el a avut un accident foarte urât, la Misano. Se pare că a fost vorba și despre o cădere nervoasă după accidentarea de la Misano și Iannone a încercat să treacă rapid peste momentul respectiv și a folosit o substanță interzisă. El spune că ingerată prin mâncare, am văzut că l-a scuzat și banii aia, că au stat în același hotel. Petrucci spunea că a mâncat, înspăimântat, spunea că a mâncat la o masă distanță de el în fiecare seară și se putea contamina. Nu s-a contaminat nimeni, decât Iannone a fost cel care până la urmă la un test antidopic a fost depistat pozitiv. El s-a scuzat, inițial se vorbea despre o penalizare, o suspendare de 1 an și 8 luni. El a făcut contestație, se considera nevinovat și a spus că nu vrea nici măcar o săptămână de penalizare. A intervenit și WADA, Agenția Mondială Antidoping, care a spus nu 1 an și 8 luni. Vrem maxim posibil, vrem 4 ani. Vrem de 2 ori mai mult decât s-a dat în primă fază. Pentru că el inițial a fost taxat la 1 an și 8 luni. Trebuia să stea pe margine... Nu mai țin minte de când trebuia. Din februarie sau din martie trebuia să intre în vigoare suspendarea asta. Și s-a calicit Iannone, a încercat să facă tot posibilul încât să nu primească nicio zi, să poată să revină în competiție în 2021. Cu siguranță sunt niște dedesubturi acolo. Mie mi se pare suspect că Aprilia a insistat atât de mult să-l aștepte pe Iannone. Aprilia, în momentul de față, n-are pilot pentru 2021 și primește foarte multe refuzuri. Din MotoGP, de la clasa intermediară, a primit mai puțin de 4 refuzuri. Am aflat că și Jake Dixon și-a permis să refuze Aprilia pentru 2021. Mi se pare ceva suspect acolo, nu știu să spun ce anume. Cu siguranță peste un an, 2-10, când se va scrie o carte, vom afla. Dar ceva se întâmplă cu Iannone sau s-a întâmplat cu Iannone. Da, cum să spun, jocurile din spatele culisei nu le știe nimeni, dar din ce am văzut, citisem un articol, așa cum am spus, despre treaba asta cu Iannone și apelul lui și cei care au arbitrat cumva aruncau pisica în curtea apărării lui Iannone și spuneau, domnule, nu înțelegem cum e posibil ca tu să-i fi angajat pe oamenii ăștia care sunt cunoscuți în domeniul ăsta legal și ai dat o grămadă de bani pentru apărarea asta foarte profesionistă și voi să nici măcar nu fi cerut o probă B ca să puteți vedea dacă într-adevăr se confirmă diagnosticul sau nu. Deci tu nu ai niciun fel de armă, așa că normal că mergem după recomandarea WADA și îți dăm maximum sentințe și cu asta basta. Ceea ce mi se pare, așa cum spune și Florin, cu sută cu ața. Și mai gândește-te la un lucru. Nimeni care a fost prins inițial dopat n-a scăpat mai apoi. Ne referim, nu mă refer doar la sportul cu motor, ne referim la marile cazuri din sport. Și fotbal, și ciclism, nu mai vorbim de ciclism. Sportul cu motor, serie începută cu Noriu Kihaga. Chiar am făcut un comentariu, dacă vă mai aduceți aminte, Noriu Kihaga prin 99 sau 2000, încercând să slăbească, era grăsuț, luase un plus la capitolul masă și cu ajutorul Dunlop, care era producător de pneuri în Superbike, lucra cu Yamaha la momentul respectiv, cu ajutorul Dunlop a urmat o cură, ceaiuri tradiționale japoneze. Și la început de an, cei de la Comisia Antidoping s-au gândit să-i facă un control lui Noriu Kihaga. A ieșit pozitiv omul. A ieșit pozitiv tocmai din cauza că el consumase, luând în seamă recomandările Dunlop, consumase niște ceaiuri în presezon. A pierdut niște puncte în clasamentul general, mai apoi s-a descoperit că de fapt n-a fost vina sa, într-adevăr fusese din cauza ceaiurilor, însă punctele respective i-au fost luate. Și a pierdut titlul mondial în 99, mi se pare, sau 2000, din cauza asta. A fost cazul Tomas Enge, cehul care a câștigat titlul, a fost depistat pozitiv la cocaină. N-avei ce să faci acolo. Nu, cocaină.
Pe urmă a fost cazul lui Antin West, la fel, prins, dopat, s-a scuzat, a dat în judecată. Da, știți, că asta cu scuzatul nu e, cum să zic, nu te scuză de fapt. Nu există niciun fel de scuză. Substanța respectivă e pe lista publicată oficial de WADA. Dacă da, asta e. Trebuie să ai grijă ce mănânci. De adevărat, se poate totuși ca substanța respectivă, și uite, am citit chiar pe subiectul Ianune un caz al lui Borielo, mi se pare, care a fost logodit chiar cu fosta prietena lui Andrei Anone, cu Belen. Așa. Belen Rodriguez. Cazul respectiv de dopaj, într-adevăr, fotbalistul. Bă, cum le știe pe toate astea, frate, eu nu înțeleg, frate. Asta este interesant. Le-a scris acolo undeva. Nu, că e celebră relația. E celebră relația. Ia toate camerele. Și omul a fost depistat pozitiv la un control antidoping. Ce se întâmplase? S-a descoperit mai târziu că Belen făcea un tratament cu o cremă intravaginal. Aoleu. Crema respectivă, da, erau ceva substanțe care apăreau pe lista substanțelor interzise pentru cei care evoluau în serie la momentul respectiv. Și din cauza contactului sexual, romul s-a contaminat și a ieșit pozitiv la testul antidoping. Adică se poate întâmpla și chestia asta. E un caz real, și e un caz cunoscut, e un caz făcut public la momentul respectiv. Hai, dă, iubito, adică crema să vedem, să le explicăm la oameni ăștia. Adică poți să fii prins și în felul ăsta. Dacă tot ai deschis subiectul, înseamnă că făcea neprotejat, pentru că altfel, vezi? Poate dorea să rămână însărcinată. Da, e... Sunt multe unghiuri aici. Sunt multe unghiuri la problemă. Inclusiv cu crema de față, folosea aceleași produse, amândoi, nu numai, și produsea de beauty, care conțin tot felul de substanțe în acesta, așa cum spuneai, de cele lui Nitronori. Este o listă de compuși chimici. Degeaba iei planta din natură, dacă ea conține respectivii compuși care sunt interziși. Contează. Nu contează că ai băut un ceai. Corect. Frunză de coca. Cum e, Valentin? Pe voi vă testează în România de WADA? Da, să știi că au mai venit, da, la Cluj de regulă, dar am avut, cred că de vreo 3 ori. Și de fiecare dată, înainte de ultima probă, normal că noi ne făceam nevoile. Și când ajungeam acolo la sosire, mai fă dacă mai poți. Pierdeam multe ore până reușeam. Măcar n-ar fi zis, bă, vedeți și voi că urmează să... Că oricum nu fugeam nicăieri, îți dai seama. Dar e posibil, cum să zic, te pun să-ți faci nevoile cu ei de față acolo, nu? Da, adică... da, vin cu tine la toaletă acolo, da? Vin cu tine la toaletă, ce frumos, ia uite. Da, da, țin acolo umbra. Și dacă ai emoții sau ceva, nu, n-ai nicio șansă să scapi. Te să aștepți, stai, trec emoțiile, mai bei o cafeluță, ceva, mai stai, mai am băut, cred că 3 litri de apă. Deci vă luați sfârșitul probei, adică... Nu, la sfârșitul cursei, când băgai mașina în parc închis, imediat după aia... Curse. În momentul în care ești cel mai deshidratat cu putință, atunci veneau să... Păi, na. Și asta zic, putea să ne spună. Bă, nu faceți și voi nimic, că la sfârșit urmează. Na. Ați mai făcut, nu-i prima dată? Păi nu, păi stai puțin, dar nu pot să zică, că dacă îți spun, e clar. Și tu te dai rănit după aia, dacă știi că ai luat ceva, nu? N-am cum să zic. Păi ce, vrei să strigi la liu, renunți la locul 1? Că... Păi decât să zici cariera, să stai 4 ani pe tușă, cred că e mai bine așa, nu? Dacă știi că ai luat ceva. Nu e cazul la noi. Niciun fel de Vali, nu poți să bagi nici mâna în foc pentru toți participanții, știi? Că da, nu știi care dintre ei mărește caii putere cu cremă. Cu crema prietenei. Cu crema prietenei. Uite, Ștefan spune ceva de care eu nu sunt de acord. Zice că e cel mai slab campionat de MotoGP de ceva ani încoace. Cum vi s-a părut acest sezon? Eu cred că invers, Ștefan. Aici las pe Florin să spună, pentru că nu știu ce înseamnă cel mai slab. Eu am o problemă cu formulele acestea. Problema Ferrari, cel mai slab campionat. Când spui cel mai slab campionat, la ce anume te referi? Pentru că acum două etape aveam 14 piloți care puteau matematic să obțină titlul. Nu s-a mai întâmplat asta? S-a mai întâmplat vreodată, Florin? Cu două, trei etape înainte de final să ai... Nu. Nu, e bun punctul tău de vedere, pentru că toată lumea se plânge din cauza faptului că Lewis Hamilton omoară spectacolul. Vai ce face Hamilton și le dă câte 20-30 de secunde. Păi asta ne dorim de fapt, să avem în 14 curse, ca în MotoGP, 10 câștigători diferiți. Dacă s-ar putea 14 curse cu 14 piloți diferiți. Da, am mai văzut punctul ăsta de vedere și chiar sunt curios. Bănuiesc că și poate revine cu un mesaj, cel care a scris exact, mai devreme. Exact, exact.
Marc Marquez, Orefan, Yamaha pentru, sau Dovi, pentru că nu, slab nu a fost, din punctul meu de vedere, nu a fost. Am fost telespectator, dar și nu numai MotoGP-ul, toate celelalte clase. Mie mi s-a părut că a fost un an, știi ce s-a întâmplat? Toate calculele alea, tot ritualul de sezon a fost dat peste cap. Totul s-a condensat și a fost cine poate, cine scapă. Cam ăsta a fost obiectivul. Și mie mi s-a părut foarte intens. Pe de altă parte, și iarăși o întrebare pentru Vali. Când ai un pilot care este, așa cum a spus Florin, cel mai bun dintre cei mai buni, este oare corect să faci un articol de regulament în care pilotului respectiv sau mașinii respective să-i fie dat un handicap în cursa următoare? Păi, dar la noi nu se aplică treaba asta. Nu, dar uite, spre exemplu... Nici în Formula 1, dar ar fi oare corect? Mă refer la punctul tău de vedere ca pilot. Adică dacă nu, tu ești... Nu, dacă n-ar fi corect. N-ar fi, uite, corect, nu? Păi nu, dar stai puțin, Antal. Eu cred că tu nimerești bine punctul aici. În sensul că, uite, dacă ne uităm la cursele de turisme, există un handicap de greutate. Primii 3 primesc, sau primii 8, nu știu exact, că nu mă mai uit de mult la TCR, primesc greutate diferită. Primul primește 50 de kg în plus, să zicem, pentru cursa următoare, știi? Următorul 40, următorul 30 și tot așa. Asta e, dacă... este un regulament gândit pentru a împinge suspansul până în ultima cursă, pentru că acelea sunt niște competiții care au mare nevoie de privitori, de sponsori. De... Asta se întâmplă și în Japonia. În Japonia, în Super GT, se acordă lest în funcție de câte puncte ai în clasamentul general. Ai 5 puncte, ți se dau 5 kg în plus. Ai 100, ți se dau 100. La ultima cursă, pentru că toată lumea ajunge în ultima etapă cu o șansă la titlu, la ultima cursă, abia bine, în prima, fără lei, și în ultima se descarcă toate mașinile. Dar până atunci, în funcție de câte puncte ai, pentru că au nevoie de vizibilitate, au foarte mulți sponsori și e nevoie de suspansul ăsta. Da, și poate că ai unul care n-are așa mult talent sau așa multă experiență și profită de faptul că ceilalți au sute de kilograme de balast și vin și ei un pic mai în față. Se mai văd și sponsorii lor un pic. Exact, la fel și în turism. Și atunci pot spune ce campionat tare, dar el e tare artificial creat, pentru că este creat suspans, o întrecere care nu este naturală. E... Care, uite, spre exemplu în BTCC, în fiecare an, fără greș, cursa, campionatul se decide în ultima cursă de la Brands Hatch cu, și vorbim de campionat cu, nu știu, 30 de etape, știi? 30 de curse, vreau să spun. Și se câștigă cursa negreșit în fiecare an, în ultima cursă de la Brands Hatch și toată lumea are un crescendo așa până la ultima etapă, că e clar că acolo se va decide. Dar de ce se întâmplă asta? Pentru că regulamentul tehnic bine făcut și aportul echipelor private, să le spunem, sunt, aduce cam pe toată lumea la același nivel. Când ai aport de uzină, este firesc. Când vine o uzină sau când vine un producător care are în spate miliarde și experiență și ani și tehnologii și așa mai departe, nu ai cum să te bați cu el. Oricât de mult efort ai depune tu, Peter Sauber sau Frank Williams, mă rog, nu mai e niciunul, nici altul în Formula 1, dar ăsta e adevărul. Și la noi se decide titlul cu 2, 3, 4 curse înainte de finalul sezonului. Bine, dar Vali, acum, la noi câte mașini de top sunt? Câte R5-uri sunt la start? Păi mașini de top sunt. Câte? Te întreb, câte? Pot fi, am fost și 6, și 7, și 10 la un moment dat. Ok, păi și din astea 6, 7, 10, dacă unii ar avea mai mult balast decât alții, nu s-ar mai regla un pic din ele? Sau... Nu. Nu? Nu, că e diferența de pilot. Pentru că sunt piloți profesioniști și piloți amatori. Bine, amatori cumva suntem toți, dacă e să ne comparăm cu ce face Simone în campionatele internaționale. Dar ceilalți sunt mult mai amatori. Gentleman driver. Ok. La voi la circuit n-aveți gentleman driver? Nu, nu. Avem, dar nu în competițiile de Formula 1. Mai sunt prin GT-uri, prin anduranță, mai sunt. Da. Stai, că era și prietenul nostru, Devlin de Francesco, tot amatorie din punctul meu de vedere. Păi câștigă cursa aia ăsta în Pro Mazda. Arjun Maini, l-ai uitat pe Arjun Maini, vorbeați mai devreme de incidente. Era un american, s-a dus în IndyCar, îmi scapă numele... Ferucci, Santino Ferucci. Bravo, Santino Ferucci, așa este, da. Iarăși, Santino Ferucci, te puteai întreba ce căuta în competiție cu caracterul acela? Dar uite că a ajuns om un IndyCar. Și IndyCar categoric și asta, bineînțeles. Se descurcă binișor, îți pot confirma. A fost chiar, nu știu dacă pe Mid Ohio, nu mai mi-aduc aminte exact. Da, a avut... Stațional între el cu Colton Herta, care... A avut câteva curse, da. A făcut, dar caracterul josnic. Caracterul nu contează. Vreau să spun că niciunul dintre campionii mondiali din Formula 1 nu cred că e băia fain așa. Adică poate Jensen cel mai Button. Jensen Button. Poate, da, Jensen Button a fost campion mondial odată. Întreabă-l pe Alonso un pic cât e de băia fain sau
Păi nu contează asta neapărat, știi? Important putem, să ajungem, putem să ajungem la Alonso prin intermediul lui Valentino Rossi sau a fost un pilot din Formula Master. Și asta e bună. Uite, avem încă o întrebare de la Ervin referitor la MotoGP. Florin, dacă tot te-am prins pe val astăzi, cred că nu mai dormi noaptea asta. Zice, te întreabă Ervin, ce părere ai de prestația lui Fabio Quartararo, dacă cumva a fost sub așteptări, pentru că după absența lui Marc era considerat favorit la începutul anului. Iarăși, putem comenta ce înseamnă sub așteptări. Dacă ne uităm în clasament, vedem că Fabio Quartararo este pilotul cu cele mai multe victorii în sezonul 2020. Quartararo a câștigat de 3 ori. E adevărat, are 3 și colegul său. Vorbeam despre Yamaha mai devreme, un subiect despre care putem să discutăm până mâine dimineață. Quartararo face parte din grupul Yamaha. Quartararo a fost băgat în malaxorul acesta și a avut de suferit. I-au explodat câteva motoare la început de sezon. De exemplu, uite, ca o paranteză, uite Quartararo. Morbidelli a câștigat săptămâna trecută o cursă cu un motor folosit de 2 ori mai mult decât erau indicațiile la început de stagiune. Un motor de MotoGP în pandemie, acum în sezon cu 14 etape, urma să fie folosit un motor normal, sănătos, urma să fie folosit undeva în jur de 2000 de kilometri. Da. Undeva în jur. Motorul folosit de Morbidelli săptămâna trecută în cursă câștigată la Valencia, are deja 4000 de kilometri. Au fost foarte multe probleme de fiabilitate anul acesta la Yamaha. Corect. Și cu asta nu vreau să scut cu Quartararo, dar e prins acolo, la mijloc. Și eu întorc luanta un pic acum cu Formula 1. Uite, cineva zice, Grosjean tot amator este. Eu nu sunt foarte de acord cu treaba asta. Tu ce zici, Antal? Eu niciodată, aici nu-l contrazic pe Florin, dar am părerea mea. Nu există și Arjun Maini. Probabil dacă îl iei de acolo și-l aduci în orice competiție națională de circuit de la noi, cu spate, probabil este... Oh, categorii. Nu există. Nu ajungă acolo un pilot, adică când spui pilot, sau mă rog, driver, cum spune ei, n-am înțeles niciodată cum a venit, poate Vali ne lămurește, cum a venit traducerea asta în limba română, pentru că am avut discuția asta cu... Dar nu poți să spui șofer. Nu poți să-i spui nici șofer. Conducător. Probabil atunci când a început cu adevărat Formula 1, mă refer la perioada modernă, asta pentru că tot facem 70 de ani sau am sărbătorit 70 de ani de Formula 1, majoritatea celor din perioada respectivă erau nobili sau oameni cu bani și împărtășeau și pasiunea asta pentru aviație și au transferat probabil. Probabil, da. Dar în franceză, pentru că Grand Prix vine din franceză, în franceză e pilot. Deci probabil ne ar trebui să-l mai întreb și pe Robert Vișoiu Antal când îl mai prins, că știe cu aviația cu ăsta, el trebuie să știe. Revenind la ce m-a întrebat, nu cred că este un pilot care ajunge acolo și care să nu aibă măcar un munte de talent, dacă o fărâmă sub nicio formă. Și evident, acolo diferențele nouă ni se par uriași, dar nu sunt. Așa le percepem de aici, de acasă, dar între ei, ei se știu foarte bine unul pe altul. Își știu hibele, știu minusurile și evident și le speculează. Rossi era șerif la povestea asta cu cursa dinainte de cursă, când îi șicana pe toți și îi făcea cu capul și după aceea în cursă nici mai avea cu ce să combată. Da, da, eu cred că... E important și lucrul acesta. Eu cred că Grosjean, dacă vrei să discutăm despre Grosjean, e un pilot talentat care a făcut într-adevăr mai multă carieră în Formula 1 decât i s-ar fi putut atribui sau ce? Poate dacă decât eu întotdeauna am spus despre Roman Grosjean. Mie întotdeauna mi-a plăcut Grosjean pentru faptul că a știut să se reinventeze. Întotdeauna am spus lucrul acesta. A fost în Formula 1 în 2009, dacă nu mă înșel, a fost adus în Formula 1 foarte de tânăr. Și a dispărut, pentru că n-a avut rezultate. După un sezon ratat, 2009, el a dispărut din Formula 1 și urma să dispară din peisajul sportului cu motor. Roman Grosjean s-a reinventat. Dacă vă mai aduceți aminte, un an mai târziu a concurat în AutoGP. Nu știu câtă lume cunoștea seria respectivă. Un AutoGP destul de micuț așa la nivel global. Însă Roman Grosjean s-a dus acolo, a concurat, a câștigat titlul, i-a convins pe cei de la Dams care l-au ajutat și l-au dus în GP2. Mai întâi în Asia, a concurat în Asia, după care în seria principală și s-a întors în Formula 1. Am o picanterie aici, Florin, cu AutoGP-ul respectiv pe care l-a câștigat în anul ăla, Grosjean, cu inginerul de cursă pe care îl cheamă Harvey Spencer și care a fost inginerul lui Petru Florescu în Formula 4. Era o chestie de...
Am crezut că a făcut ceva și a creat un avantaj. Că nu, și răspuns și la chestia asta. N-a creat nimic. Au făcut alții mai mari decât el combinații și au câștigat curse. Voiam doar să spun că există o filieră oarecum acolo și că omul ăsta l-a ajutat și pe Grojean, cum l-a ajutat și pe Petruț. Horia, pune-ți tu un pic, te rog, întrebarea lui Emanuel cu pilotul. Întrebarea lui Emanuel. Hai că acum o dăm pe chestii grave aici, fii atent. Am văzut. Hai, nu, că sună foarte bine, da. Așa. Emanuel Resiga, care e un foarte bun prieten al emisiunii noastre și campion la Rally 2, nu? Valid. Exact, campion la Rally 2. Așa. Zice, apropo de denumirea asta de pilot profesionist, dacă toți sunteți toți acolo, putem să lămurim o dată pentru totdeauna conotația adevărată a acestui cuvânt, nu de alta, dar văd o grămadă de amatori lăudându-se că sunt profesioniști. Cel puțin în România, de exemplu, cum putem să o sintetizăm repede treaba, eu zic că doar Simone e pilot profesionist, pentru că face treaba asta și face doar treaba asta, cu gândul la sport, la nutriție, la pregătire fizică, la tot ce înseamnă buget, la partea cu crash, de exemplu. Dacă lovește mașina, nu are nicio grijă, da? La următoarea etapă primește încă una nouă. Asta înseamnă să fii pilot profesionist. Nu neapărat să câștigi bani, pentru că mai încolo zicea tot Emanuel că profesionist egal profesie egal angajat, să prestezi un serviciu. Da. Dar nu neapărat să știi... Nu neapărat să și primești bani pentru treaba asta, că în România nu primește nimeni bani direct pentru a fi pilot. Că îi produci după aia separat prin alte activități, e alt subiect. Dar profesionist, într-adevăr, eu cred că din România doar el este. Eu cred că dacă... Pentru că toți ceilalți au alte activități, muncesc, au business-uri. Eu cred că sunt două lucruri diferite, Vali. Cred că odată, pe de o parte, ai atitudinea profesionistă, care e ce descritul cu Simone, care într-adevăr numai asta face și se antrenează și așa mai departe. Și asta e o atitudine de profesionist. Și pe de altă parte, să fii pilot profesionist, asta înseamnă să fii pilot plătit ca să-ți faci un job. Asta e profesia ta. Dar poți să fii pilot amator și să faci treaba asta într-un mod profesionist. Exact, absolut. Dar nu înseamnă că ești profesionist ca pilot. Ce părere aveți voi, Antal, Florin? Eu mă abțin pentru că nu activez de niciun fel zona asta, nu am cum să-mi dau părerea despre ce lucru. Eu am avut o emisiune la un moment dat și erau la masă câțiva piloți, foști piloți, foști campioni și moto și auto. Și era o discuție despre, cred că v-am mai povestit-o, despre modul în care François Delcour, în momentul în care concura în campionatul național al României, omora concurența. Câștiga etape cu diferențe, niște diferențe uriașe. Și asta a fost discuția. Dom'le, se întreba cineva retoric până la urmă, de ce Dumnezeu ne bate ăsta atât de rău? Și am luat-o pe cărăruie, pas cu pas, așa, tipil cu pasul piticului și ne-am dat seama, tu ce faci? Metodic. Eu cresc și copilul, eu mă duc și la grădiniță, eu mă duc să fac și să mă ocup și de afacere, eu fac și aia și aia și aia. Păi și Delcour ce face? Păi Delcour toată ziua se antrenează. E în sala de forță, e cu partenerul său alături de copilot, e în spatele echipei zi de zi, se duce și comunică cu toată echipa tehnică. E, Delcour asta face. Păi și ne mai întrebăm de ce câștigă. Stai că am văzut pe lângă faptul că era și vicecampion. Hai zi mai departe, că ți-arăt mine. Atât. Și ne mai întrebăm, e și vicecampion mondial până una alta, dar lăsând asta 92, la o parte. 92, da, nu mai contează. Da, bun. Băi, era viu în 92, tot e o treabă. Uite o filmare de pe Instagram-ul lui. Stai să te fac full screen, Vali, că nu văd aici. Uite, poftim. Asta fiind 2020, nu? Nu e din 92 asta, nu? Alter, da, nu. Ok. Curând. Vezi, deci, săracul ăsta nu putea să mai dea din pedale, îl căra și pe el în spate acolo, că... avea destulă energie și omul are 50 și destul. Dar poate ne explică nouă, Emanuel, dacă tot a deschis subiectul ăsta, la ce se referă când spune că mulți se laudă că sunt profesioniști, dar sunt amatori. Că e clar că nu există conceptul ăsta de pilot profesionist în România cu adevărat, decât dacă poate vorbim de Simone și cam atât. Păi probabil sunt tot felul de piloți care se duc pe la sponsor și le spun, domnule, eu fac asta, sunt pilot profesionist. Nu știu, mă gândesc că altă explicație. Dar tu nu le spui același lucru la sponsor, Vali, că până la urmă și tu vorbești cu sponsor, nu? Cu potențial sponsor. Tu ce le zici? Domnule, sunt un amator care mă mai dau la sunt costă. Un amator, că suntem, că facem la un nivel profesionist, nu că suntem plătiți pentru asta. Pentru că dacă tu îi spui că ești plătit pentru asta și te duci să-i ceri bani, înseamnă că banii aia pe care îl ți-i dă ca să îi încasezi tu, nu? Nu ca să concurezi.
Corect. Și uite, la fel spune și Anastasia Krapovici, care nu știu dacă e rudă cu firma de evacuări sau nu. Nu e rudă. Dar... că sunt două tipuri de piloți. Sportivi de performanță, care își dedică viața motorsportului, și gentleman driver, care se dau de distracție, și sunt de acord cu tine, Anastasia. Exact. Și cred că trebuie să... cred că la asta se referea, de fapt, și Emanuel, când ne-a întrebat ce ne-a întrebat. Și Dacian Nicolae Dicu, prietenul nostru de la Iași, spune că profesionist înseamnă iar comietină în Simone Tempestini, și cam asta e discuția. Deci să înțeleg că, din ce zice domnișoara Krapovici cu evacuarea, că tu vorbeați voi de evacuare mai devreme, înseamnă că și eu sunt de performanță, că și mi-am dedicat viața motorsportului, nu? Că doar asta fac de dimineață până seara, pentru mine nu există altceva. Tot ce fac are legătură cu motorsportul cumva. Asta vreau să spun. Eu pot să găsesc și o categorie între... un gentleman driver care se dă de distracție, dar care este atât de bun încât câștigă de cele mai multe ori. Cum îi spui? Nu prea există. Păi de unde l-ai găsit după ăla? Există afară, asta vreau să spun. Nu? Există competiția afară. Există competiția club afară. Piloți care merg foarte bine printre profesioniști sau, mă rog, în competițiile acontate de federații internaționale. Eu cred că și la noi există, pentru că dacă îl scoți pe Simone din ecuație, spre exemplu, da? E Simone Tempestini care câștigă tot și după aia 10 locuri libere și restul, nu? Cam despre asta e vorba. Cumva, și da. Între ăștia restul, nu știu, poate se bat acolo pentru victorie. Dacă n-ar mai fi Simone, nu știu, te pun pe tine, Vali, îl pun pe Gârtofan, îl pun pe... nu știu. Uite, la Bacău s-a bătut Giri cu Răspopa pentru victorie. E, uite, spre exemplu, Sebi Barbu, poate, nu știu, mai mulți. Da, exact, Bogdan Maișca. Și Giri ar putea să spună că el e profesionist, că trăiește din sportul ăsta până la urmă. Altceva nu face, exact, nu? Exact, da. Dar între a fi profesionist referitor la atenție, una e să faci tu un business în motorsport în România și să zici, bă, eu sunt pilot profesionist. Eu cred că ești un businessman care lucrează în sportul cu motor. Dacă ești pilot profesionist, ești de la plătit de, cum zice Florin, de Yamaha, de Ducati și așa mai departe. Bă, noi venim la tine ca uzină să te plătim, să faci sportul ăsta. Atunci ești pilot profesionist. Deci cantitatea de talent sau dorința de a fi cel mai bun ca pilot, chiar dacă pleci de jos și nu ai pe nimeni în spate, nu contează deloc, contează numai soluția asta de business, adică definiția profesiei, profesionistului, nu mai contează. Doar talentul nu te ajută la nimic. Sunt foarte mulți piloți care au talent și se pierd pentru că n-au finanțe. Vali, tu îi vezi pe mulți, nu? La școala ta de pilotaj. Da. Mulți care au talent, dar n-au bani. Pe piloții respectivi. Când ei încearcă, la gentleman driver sau piloți profesioniști. Chiar dacă ei mai departe nu au acces în competițiile superioare pentru că nu au bani. Dar până acolo ți-au demonstrat că dorința lor este de a fi pilot profesionist, nu să dea for fun pe circuit sau pe macana. Da, păi vorbim de copii de 12 ani, 14 ani, 16 ani care sunt susținuți în primă fază de familie să facă o școală, să se dea la un slalom paralel, nu știu, la un time attack, la competiții entry, unde cheltuielile sunt, poate par mari, dar de fapt sunt foarte mici raportate la ce înseamnă cu adevărat, și merg, reușesc să facă ceva rezultate, fac pasul următor, nu știu, către Rally 2, cum e și Emanuel acolo și a câștigat, și mai departe se pot bloca, mulți dintre ei se blochează, că n-au finanțe să ajungă în Rally 1, nu mai vorbesc să meargă pe afară sau în campionate mondiale, da? Și s-au blocat, au talent, au tot ce trebuie, dar din păcate n-au finanțe, dar nu pot găsi. Îi băgăi și pe el la gentleman driver? Nu, categoric nu. E asta vreau să spun. Păi în primul rând e vorba de vârstă, cred eu, că un gentleman driver trebuie să fie mai bătrân, mă gândesc. Nu îl puși la 16 ani. Și asta... e corect ce spui și acolo, dar uite, Antal, îți dau un alt exemplu. Spre exemplu, copiii ăștia din Formula 3, Formula 2, să zicem că mâine Callum Ilott nu mai are suportul necesar să participe în Formula 2 iară. Anul 4, da? Deși se pare și că și va să se întâmple. Da, se pare că da. Se pare că da, dar nu e un exemplu forțat un pic, da? Să zicem, nu știu, Markelov atunci sau altcineva, cine vreți voi, oricare dintre ăștia din Formula 2 care sunt buni acolo în Formula 2, dar nu mai au suportul necesar nici să meargă în Formula 1, nici să continue în Formula 2 și găsesc mâine un job la AF Corse, la Ferrari și participe la Le Mans, plătiți de Ferrari, da? Ei, în momentul ăla devine pilot profesionist plătit. Până în momentul de față, ei investesc în treaba asta. Deci poți să spui, Vali, despre copiii ăia de care spui tu, că ei investesc în cariera lor în momentul ăsta, în speranța că la un moment dat cineva, nu știu, M-Sport o să pună mâna pe ei și o să zică, Marius Ghiban,
Sau Matei Ghiman, scuze-mă. Matei, Marius Matei. Tatăl. Ok, Matei, Marius, care vreți? Rezolvați-mă problema între voi. Ok, atunci împărțim categoria asta mare, clasa, pilot profesionist, în următoare. Le propun pilot fără viitor, fără bani, pilot profesionist fără viitor, așa. Pilot profesionist care investește în viitorul lui, dar nu se știe, și pilot profesionist plătit. Se fac trei categorii, toți sunt piloți profesioniști cu asta voastră. Iar gentleman driver pot fi cum a fost domnul de la Le Mans. Nu știu dacă ați urmărit ediția din anul ăsta, că a fost cam târziu, a fost la jumătatea anului. A venit un nene la 74 de ani, a vrut și el să se dea. Și s-a dat. Uite, de exemplu, în România, eu consider că cel mai bine pentru eticheta asta de gentleman driver în România, cine crezi că se potrivește, Horia? Marco Tempestini. Corect. Da. Pentru că el în spate e un businessman, da? Care a realizat foarte multe în campionat. El a fost primul străin care a venit să participe, dacă ți-aduce aminte, prin 2005-2006. Da. Da? Mă amintesc, cu Aimon. Era alt nivel atunci. După care nivelul a tot crescut, odată cu Iarco, cu Gergio Sabo, cu François Delcourt, cu toți străinii care au venit și ne-au... Da? Știm foarte bine ce s-a întâmplat. Da, pentru noi a fost bine, din punct de vedere al pilotajului. Corect. Și el, de exemplu, l-a crescut pe Simone, pentru că Simone este produsul lui. Și la propriu și la figurat. Și la propriu și la figurat, da. Așa. Și este un gentleman driver, că mai participă acum sporadic... Da, mă valid, dar știi care este? Ultimă întrebare, stai un pic, Horia, că vreau să... Te rog. În modul de egalitate, diversitate și așa mai departe, mai e corect oare să spunem gentleman driver? Pentru că sunt din ce în ce mai multe fete prezente în postura asta. Da, nu știu, gentleman e o atitudine până la urmă, știi? Agreement, gentleman agreement. Da, corect. Bine, din punctul ăsta de vedere, acum, Vali, dacă stai să analizăm, trei sferturi din campionatul național de raliuri al României sunt ba doctori, ba ingineri, ba oameni de afaceri, ba... Adică, până la urmă, nu știu, cred că Emanuel ce vrea să spună și ne explică mai departe aici, zice că atât în comunicate, în PR și așa mai departe, cât și la sponsor, ideea e să fim realiști și corecți, fără să ne atribuim tot felul de conotații pompoase doar de dragul imaginii. Da, Emanuel, în teorie eu înțeleg ce spui tu și ai dreptate așa, ca valoare absolută, dar ne punem o de aia de cavaleri pe noi, o armură și o sabie și suntem, cum să zic, fiecare joacă cartea pe care o are și dacă atâta înțeleg ei să joace și aia funcționează, da, dar eu zic că până la titulatura asta de profesionist ne lovim de alte probleme, pe care le-am mai tot discutat și nu are rost să le mai amintim, legate de câți campioni are România în 2020, de exemplu. Ai idee câți campioni are? Câți campioni are România la ce? Da, vreo 350 la motorsport. Nu știu, câți? Vreo 350. Ce? Oameni vii? Nu, mă, campioni. Tu te mă gândești păi, 350 general, tot. La clasa 2, la clasa 7, la clasa 11, la clasa 20, la rally 1, la rally 2, la rally 3, la rally cross. 400.000 de campioni. Pregătitoare nu există, clasa 0 sau ce? Aproape, da. Nu pe bune vorbesc. Aici e problema, de fapt. Sunt 350, diferența? Adică... Nu, am exagerat un pic. Mă refer la faptul că e diferența dintre campion, titulator de campion și de câștigător de grupă sau de clasă. Adică eu ce cred, spui tu, Vali? Dar mi-au mult hate cu treaba asta. Că e campion e unul singur la disciplina respectivă. Simone e campion la raliu. Restul sunt câștigători. Da, corect. De la clasa 2, 3, 11, 7, 19 naționale și câte mai avem acolo. Înțelegi? Pentru că la anumite clase este de ajuns să iei startul și pleci sigur că o cupă acasă. Da, sunt de acord cu tine. Să ieși cu toate pe locul 3 din 2 participanți. Bă, eu să știi că îți dau perfectă dreptate și m-am lovit de discuția asta odată și la Federația Română de Karting. Îmi aduc aminte, acum Florin știe povestea, acum nu știu, 10 ani, când am fost la o ședință acolo și noi aveam așa, Tommy Drăgan câștigase sau venise pe podium la Final Cup, la VSK, da? Campionatul mondial. Îl aveam pe Petru Florescu în primii trei în campionatul mondial și ajung acolo și ei dădeau premiu pentru cartistul anului. Și l-au dat unui copil anonim care a câștigat la vârsta de 12 ani în campionatul național, știi? Și am zis, bă, stați un pic, frână. Nu vi se pare un pic că voi aveți oameni în campionatul mondial care bat curse și dați vă ăsta cartistul anului care a câștigat două curse la Târgu Secuiesc aici?
E ca și cum l-ai avea pe Rossi în Federația Italiană de Moto și nu-i dai motociclistul anului, știi? Îi dai unui anonim. Și au zis, păi nu, doamne, trebuie motivați și ăștia. Poate de aia, Vali, le dau la toți să-i motiveze. Știi? Uite, stai că m-a completat aici. Unde e? La șters? Ma, nu, te marzi Liban. Ai 150 de campioni. Nu 300, 150. Ah, ok. 150, da. Da, uite, vezi, și Emanuel Siga zice că e 100% de acord. Păi când că... vezi că e 100% de acord cu Vali, trebuie să o pun pe ecran aici, nu? No, mulțumesc. Da, uite, să zice Master Răzvan, câte energie comentați? Sau da, consumați? Păi avem, nu, cred că câte energie comentăm. Comentăm cu energie, da. Mai ales dacă, dacă sunt competiții electrice, cum are drag sau hibrid, cum sunt. Oh, acolo nu știu dacă ne-am mai nimerit. Nu știu dacă ne-am mai nimerit. Numai să nu vă întindeți la 24 de ore că Florin de-abia așteaptă. Zicea cineva mai sus acolo că a tot stat, a tăcut și acum recuperează. Îi dă, bam, bam, fie din urmă. Imediat, îl las și pe Florin. Știi, mă gândeam, exact înainte să intru cu voi în direct, mă gândeam la o chestie de genul ăsta, e târziu, e seară. Dacă vă mai aduceți aminte, a fost un serial imediat după Revoluție sau nu știu, poate la câțiva ani, Midnight Caller, cu un tip care făcea o emisiune la radio. Da, 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 da. Cât de mișto ar fi să... Să faci tot setup-ul ăsta de cameră pe întuneric frumos, așa, cu un microfon cu lumină laterală de contur, cu un pic de fum de țigare care se duce prin... Ar fi altfel decât se întâmplă în momentul de față. Antal, poți să zici și emisie, să ne simțim și noi mai bine un pic, știi? În emisie, cu voi în emisie. În emisie. Emisia de la miezul nopții, știi? Ar fi foarte... Cine aduce crema, atât aș vrea să știu. Prietenul Ianone. Prietenul lui Ianone să aducă crema. Cine are numărul lui Belen să-i dau un telefon. A văzut-o de curând pe social media. A trecut la altcineva acum. Este cu alt personaj. Mie acum revenim la Ianone, mie îmi pare foarte rău pentru el. Mie mi s-a părut dintotdeauna un tip foarte influențabil, ca să nu spun prostuț așa. Credul, foarte ușor de influențat. Cum găsea pe cineva care găsea o cale de comunicare cu el, nu mai ieșea din cuvântul persoanei respective. Asta s-a întâmplat și cu Belen și eu cred că asta i-a făcut numai rău. Asta cred că s-a întâmplat și cu acea echipă de avocați despre care vorbeai, da. Horia. Și mi se pare cumva nedrept să îl taxez pe el pentru greșelile altora. Mă rog, nu neapărat greșeli, amplitudinea greșelilor care vin în altă parte. El doar e un tip credul, cu frica lui Dumnezeu. Ca să-l parafrazăm din nou pe Emanuel, prietenul nostru, Emanuel Resiga, poate și lui avocații au zis că sunt profesioniști, știi? Știți că el a făcut un test și la o probă de păr. Am aflat pe urmă că a spus-o Rivola, care e șeful Aprilia. Șeful Aprilia l-a îndemnat, nici măcar avocații nu i-au spus chestia asta. Șeful Aprilia i-a făcut recomandarea, n-ar fi bine să faci și chestia asta, că poate. Și doar așa a făcut proba respectivă, care nici ea n-a fost luată în calcul. Adică atât de bune au fost oamenii respectivi, atât de bună a fost echipa lui Ianone în tentativa asta de a-l scăpa. Ca să dăm un pic și partea cu Formula 1 și după aia îl lăsăm pe Antal, că deja cred că l-am epuizat psihic și fizic. Nu, eu sunt la a doua cafea, eu beau cafea la ora. Uite, Antal, îți deschid un subiect scurt, așa, și la îndemână. Nicu ne spune, dacă tot aveți atâta energie, dezbateți un pic și întoarcerea lui Fernando Alonso în sezonul viitor. Așa, un subiect ușor de seară. Păi, nu că va aduce un plus echipe Renault, a adus deja un plus echipe Renault, a apucat de a făcut cu ei câțiva kilometri și imediat a venit cu niște inputuri care au fost transpuse pe monopost și dintr-o dată Esteban Ocon spune că, nu că spune, se și vede pe circuite, merge mai bine. Nu și-a pierdut, iar Fernando Alonso a avut ghinion. Nu este nici primul, nici singurul, nici ultimul, cu siguranță. El putea să aibă 5 titluri mondiale fără probleme. Dar a avut și ghinion, are doar 2. Dar e din speța aia care trebuie. Este cu rădăcină de campion și să fii la 39 de ani în continuare de fier și să îți stea mintea numai la curse și la ce poți face ca să fii învingător, mi se pare de apreciat. Pilot profesionist, domnule. Da,
Campion sau câștigător? Și Roman Grunjean să știi că este pilot profesionist. O să vedeți când o să plece în alt campionat, Anduranță, IndyCar, unde o să fie acolo. Mi-am dat seama că probabil că port tricolul acesta cu Haas, a mers discuția pe Roman. Da, te-au prins, Antal. Te-au prins pe asta cu Haas. Roman Grunjean a primit oferta din IndyCar, asta a spus el. Nu se poate duce acolo full season pentru că soția nu vrea să părăsească Europa. Mi se pare corect. Asta e o chestie, da, pe care am aflat, până la urmă... Cu această ocazie am aflat, Florin, că a făcut și al treilea copil. Știi că el este foarte ascuns. La fel ca fetă. Da, a făcut al treilea copil, nu există poze cu copiii lui Roman Grunjean. E mai bine așa, pentru copiii lui Roman Grunjean. Evident. Da. Antal, îți mulțumim frumos pentru prezență. Trebuie să conchidem pentru că Vali mi-a scris un mesaj privat și mi-a zis că trebuie să ajungă până la Pitești, că altfel trebuie să-și facă declarație. Până la 11, mai am un pic. Chiar. Am uitat. Nu știu, da. Dă-i ștampilă și semnătură, Horia, că a fost la muncă. Îți dai seama. Direct. Adeverință, băi, vezi, mă faci profesionist la emisie. Băi, eu ți-am zis că nu recunosc canapeaua aia, așa că... Da. Mă, nu știu, eu sunt aici cu camera, adică am bifat. Corect. Antal, îți mulțumim frumos pentru prezență și te mai așteptăm cu brațele deschise, ca de obicei un profesionist desăvârșit. Florin... E plin de profesioniști, știam. Florin, îți mulțumim și ție și de asemenea lui Vali și tuturor celor care au interacționat cu noi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare și până atunci cred că mai coacem și niște podcast pentru că deja ne trage lumea de mânecă. Și de sezonul 3, nimic acolo, ai văzut? Am văzut, am evitat cu talent, da. M-am prefăcut că nu văd. Și mulțumim și lui FJ pe care îl vedem că e cu noi, viu în continuare. Salut, FJ! Salutare! Salut, salut! Așa. Mulțumim tuturor și să ne vedem sănătoși. Sărutări de mână, doamnelor! Așa, da? Și viceversa! Și viceversa!